Da, n-am mai făcut de mult uh, un episod în care să vă prezint niște cazane, mașini, fraude, care toate circulă pe străzile din România. Nu uitați, codul 99vehicles va duce o reducere maximă de 20%. Primul cazan pe care l-am găsit. Un F10, bineînțeles. Un F10 care, da, văd că are o culoare frumoasă stofă. Are kilometrajul dat înapoi de la 300.000 la 216.000 în 2018 și are 303.000 în 2024. Deci mașina asta are cel puțin 400-450.000 de kilometri. Și are și niște daune, dar apare nu e niciuna mare. 2017 iară neclasificat, 2017 neclasificat, 2017 neclasificat, 2018 neclasificat. Nu înțeleg de ce sunt astea neclasificate, ori, poate chiar n-au fost daune, dar oricum sunt mici. Asta e important. Motor de 3 litri, 525 de 3 litri, atenție, este un motor foarte fiabil, dar degeaba e fiabil <laughs> când are jumătate de milion de kilometri. Bun, o e pavă de mașină. Și repet, aceste mașini toate circulă pe străzi din România, adică undeva într-un parc, undeva la vânzare la cineva, când, cândva, va, vor fi aceste mașini care au daune și kilometrajul modificat. Bun, Porsche Panamera, a doua mașină. Un Porsche Panamera alb și frumos, vopsea perlată sau poate chiar mată, nu dau seama din poze, dar pare perlată. Ia uite câte poze, câte butoane, câte ce e aici. Fost la vânzare, după cum pare, Olanda sau Belgia a fost la vânzare mașina asta. Ia să vedem, ia uite, documente, revizii, frumos, carte, service, adică poze ca lumea. Dar degeaba are poze ca lumea, că nu pare are kilometri ca lumea. 332.000 de kilometri în 2020 și în 2024 are 210. Deci și mașina asta are spre 400.000, lejer, și o daună mică de 2.600 de lei, nesemnificativă, în Olanda. A, mașina este... 3.000 de dizel, evident, că ăstea au kilometri de genul ăsta. Și, după cum spuneam, acum circulă pe străzile din România, din 2022, e în România, mașina asta. Bun, motorul cazan. Avem un Porsche Cayenne, care are de asemenea poze, detaliat, frumos, ok. De la 350.000 în 2020, la 115.000. În 2022, avea 136.000. Deci, mașina asta poate că undeva figurează la vânzare cu 160.000 de kilometri și a avut 350.000 în 2020. Deci mașina asta bate spre 450-500.000 de km. Porsche Cayenne. Deci ea avea 310.000 în 2018. Hello, Hello? suntem în 2024. Daune. Daune, vă care câteva, una mai serioasă în Belgia. Da, sunt elemente de caroserie care la Porsche, să fim serioși, că sunt... <laughs> Cred că o ușă e 5.000 de euro la un Cayenne nou, adică dacă nu mai bine. Doar ușa, atenție, doar partea de caroserie. Piese foarte scumpe. Deci nu mi-aș face probleme la aceste daune pentru că mașina ține scump. Mi-aș face probleme la 25.000 de lei la un Sandero, dar la un Cayenne nu. Motorul cazan este un Mercedes E200. Repet, circulă pe străzile din România. În 2022, 403.000 de kilometri dați înapoi la 200.000. Deci 200 și ceva de mii, dați cu japca înapoi În prezent 230 de mii Dar în realitate eu zic că are spre 500 de mii Aparent cam toate mașinile din uh, această prezentare Din acest episod Toate au spre 450-500 de mii de kilometri Unele sunt 2010, unele sunt mai noi Dar mulți kilometri Da unele și la mașina asta sunt destul de subțiri Mașina este în România din 2020 Motoare Pavă, una Audi A6 Combi. 2008, diesel, evident, e veche. E veche, manuală, kilometraj 400 de mii în 2020. 307 mii în 2023. Hai că a fost subțire, doar 120 de mii dat înapoi. Deci asta se duce spre 450 de mii. Daune la fel, nu foarte mari. Mașina este în România, cred că de mult, că totuși e 2008, din nou mai uit. Următorul cazan avem Renault Espa, care este din 2010 și a avut 405.000 de km în 2020. Dați înapoi la 176.000. Deci mașina asta are 500 și de mii de km. 500 și. Ia să vedem. E în România din ce an? 2020, când s-au dat kilometri, kilometri înapoi, evident. Nu, nu știu la ce mai uit. <laughs> când s-au dat. Logic, când am în România. Apoi avem un Turan din 2007 care arată rău și automată. mașină foarte practică. 354 de mii în 2019. Astăzi are 238.000, Dați înapoi vreo 140-150 de mii cu ce s-a mai mers cu ea. Deci, mașina asta are spre 400.000 de kilometri, Poate chiar un pic mai mult. Un Audi A5 din 2012. Ce ai făcut vere? Da, mașina asta a avut 313.000 în 2019 și 141.000 în 2020. 2020 de ultima înregistrare, 157.000. De deci să înțeleg că băiatul ăsta, de, de ce, ce n-apare nimic acum extra? Băiatul ăsta eu nu știu unde își face reviziile când apare, le, le, face la neacaisă. Sau și le face el? De nu apare chiar nimic. E interesant. Mașina a fost adusă din Italia. Și în România din 2018, evident, de când e kilometrajul modificat. Și ultima mașină, ultimul cazan care circulă pe străzile din România, o Skoda Octavia. 2 facelift. 436 de mii cu poză. 2020. Ia să vedem kilometrajul, că sunt chiar curios. De la 460.000 la 194.000. Tati bos. Deci minus 260.000. De Eu v-am spus de atâtea ori că pragul pre, cum să zic, kilometrajul preferat al samsarului de your average samsar, odometer, este la 190 de mii. Deci asta a avut -a dat la datul la 194.000. Și astăzi care 237 de Deci eu cred că din 2021 până în 2023, eu cred că am mai dat o dată înapoi. Deci mașina asta are cu nerușinare undeva la 550, între 500 și 50, 550 de mii de kilometri. Și ce e? 1.6 diesel. Vai de mama noastră, mașină adusă din Ungaria. Foarte interesant. Țepe sunt pe toate șanțurile, mașini cu probleme sunt peste tot, așa că aveți mare grijă de unde vă cumpărați mașini. Verificați-le, verificați la dealer, verificați cu cal vertical, cod 99 no no vehicles pentru reducere maximă. Aștept părerea voastră în comentarii, ne vedem în următoarele episoade.